Schimbările bune din capitală sunt rezultatul muncii unei echipe consolidate. Conducerea primăriei Chișinău n-ar fi reușit să implementeze multe proiecte fără susținerea guvernului și administrației prezidențiale. O spune edilul capitalei, Ion Ceban, care susține că echipa sa își propune pentru anul viitor câteva proiecte ambițioase, dar care vor putea fi realizate cu suportul conducerii țării. Reparația străzilor, renovarea pavajelor, amenajarea parcurilor, curățarea albiei râului Bâc sunt doar câteva din proiectele realizate în niciun an de mandat al lui Ion Ceban în fruntea primăriei capitalei. Avem zeci de proiecte, unele dintre ele foarte mari, care ar fi foarte complicat să le realizăm de sine stătător, și eu foarte mult mă bucur că atunci când am venit cu inițiativa sau au venit de la inițiativa șefului statului, aceste proiecte astăzi sunt în implementare. Mă refer la reparația de străzi și trotuare, un pachet de aproximativ 100 de milioane de lei pe care îl suplimentăm la nivel de municipiu. Candidatul pentru funcția de președinte, Igor Dodon, care în perioada mandatului său de șef al statului a făcut echipă bună inclusiv cu primarul capitalei, susține că această practică va continua. Venim cu un proiect important care va continua și în anii următori, alocarea de la bugetul de stat, cel puțin 100 de milioane de lei anual pentru reparația străzilor în municipiul Chișinău. Și apropo, venim, cred că începând cu anul viitor, cu reparația în curțile blocurilor din municipiul Chișinău. Reparația drumurilor însă nu este singurul obiectiv planificat pentru anul 2021. Un proiect costisitor, dar care urmează să fie realizat de Primăria Capitalei cu susținerea autorităților centrale, este reparația capitală a podului de pe strada Ismail. Echipa își mai propune și soluționarea definitivă a problemei mirosului neplăcut din capitală, dar și finalizarea lucrărilor de curățare a albiei râului Bâc. Teritoriul adiacent al râului va fi amenajat și transformat în cel mai frumos loc de agrement și odihnă din oraș. Dar cel mai ambițios proiect gândit bine de echipa actuală este descărcarea traficului de pe străzile capitalei. Vom finaliza construcția centurii în jurul Chișinăului. Avem toate proiectele necesare și în anul următor deja avem un pachet de finanțare foarte mare care ne va permite să ne mișcăm foarte repede. Potrivit primarului Ion Ceban și candidatului pentru funcția de președinte Igor Dodon, lucrurile bune trebuie să fie continuate și preluate în alte localități din țară. De aceea este foarte important în continuare să mergem în echipă pentru soluționarea problemelor care sunt în Republica Moldova și în municipiul Chișinău. Eu vă promit că așa cum am susținut primarul general al municipiului Chișinău, care a creat o echipă de profesioniști, nu o echipă partinică în conducerea primăriei, o echipă de profesioniști, așa vom proceda în toate localitățile din Republica Moldova. Ion Ceban declară că are toată încrederea în candidatul Igor Dodon și a anunțat că merge în concediu din cont propriu pentru a-l susține în lupta electorală. Eu pe domnul președinte îl cunosc de peste 20 de ani ca un om foarte responsabil, un om care a construit de la zero o echipă extraordinară, un profesionist, o persoană care pricepe în ceea ce ține de economie și social, dar cel mai important este că este o persoană responsabilă care îi pasă în primul rând de Republica Moldova. Alegerile prezidențiale vor avea loc pe 1 noiembrie curent. În cursa pentru funcția de șef al statului sunt înregistrați 8 candidați.